Te-ai născut bogat de Bob Proctor Capitolul 3 Creatorul de imagini Depinde numai de mine. Când și când mă descurajez, când văd nori amenințători de pe cerul vieții mele, dar apoi îmi aduc aminte de ceea ce mi s-a întâmplat ieri. Nu mă refer aici la ziua de ieri, și nici la lunile care au trecut, ci la toate zilele de ieri din viața mea în care am avut șansa de a crește. Îmi amintesc de pildă de toate oportunitățile pe care le-am lăsat să moară, dar și de cele de care am profitat înainte să treacă pe lângă mine. Îmi aduc astfel aminte că trecutul meu nu a fost deloc ușor, dar cumva am reușit să trec de el. Iar viitorul mi s-a părut mai bun. Îmi aduc de asemenea aminte că sunt un om capabil și liber, și că succesul și fericirea mea nu depind decât de mine. De James Metcalf Ideile pe care le conține acest capitol ar putea să ți se pară extrem de inedite, întrucât. Conceptul creării de imagini mentale este foarte dinamic. Acum câțiva ani, țineam o conferință în fața unui mare număr de oameni de afaceri din Ohio. La un moment dat, un domn mai în vârstă m-a oprit exact când explicam conceptul creării de imagini mentale. Bărbatul s-a ridicat în picioare și a explicat auditoriului că nu a înțeles acest concept. Decât după ce a împlinit 65 de ani. A adăugat că a auzit de acest concept, că a citit despre el, că a reflectat asupra lui și că a discutat despre el cu tot felul de oameni, dar nu l-a putut înțelege decât după ce a împlinit respectiva vârstă. De aceea doresc să îți sugerez să recitești de mai multe ori acest capitol, întrucât marea majoritate a oamenilor trăiesc și mor fără a înțelege vreodată cu adevărat conceptul de crearea a imaginilor mentale. Mai mult decât atât, doresc să înțelegi că, deși noi asociem această imagine în cartea de față cu banii, dacă vei înțelege plenar conceptul de crearea imaginilor mentale, îl vei putea aplica eficient pentru orice altceva îți dorești de la viață. Chiar dacă nu pot preciza exact în ce moment din propria mea viață am înțeles ce înseamnă să creezi imagini mentale, îți pot spune că aceasta. Este ideea care a avut cel mai mare impact asupra vieții mele dintre toate ideile pe care mi le-am însușit vreodată. Cunoașterea tehnicilor de crearea imaginilor mentale va elimina competiția din viața ta și te va ajuta să treci din planul concurențial în cel al creativității. În scurt timp vei ajunge astfel să înțelegi că singura concepție reală pe care trebuie să o înfrunți este cea a propriei tale ignoranțe. Însă, această idee mă umple de entuziasm. De fapt, ceea ce mă entuziasmează cel mai tare este împărtășirea ei cu tine, întrucât eu știu deja. Cât de mult mi-au îmbunătățit toate aspectele vieții mele. Sincer să fiu, îmi face mare plăcere să văd cum oamenii cresc și înfloresc pe măsură ce noile idei prind rădăcini în mintea lor. Înainte de a dezvolta această idee, îngăduie-mi să insist asupra faptului că toți oamenii. Aplică deja procesul creării de imagini mentale. De fapt, tot ce s-a întâmplat până acum în viața ta este rezultatul direct al acestui proces. De aceea, dacă vei deveni conștient de rezultatele pe care le-ai obținut până acum, tu îți vei putea da seama cu ușurință cât de eficient este acest fantastic instrument mental. Privește de asemenea în jurul tău și observă rezultatele pe care le obțin ceilalți oameni. Pe scurt, îți vei da seama că în marea lor majoritate, oamenii se folosesc în mod greșit de instrumentul creării de imagini mentale. Tu ești un creator de imagini. Toate religiile susțin că Dumnezeu a creat. Tot ceea ce există în această lume. Personal, nu pot decât să fiu de acord cu această afirmație. Totuși, în calitatea lor de co-creatori, oamenii au o responsabilitate directă pentru tot ceea ce creează Dumnezeu în viața lor. Preotul și fermierul. Acest lucru este perfect ilustrat de o poveste pe care am auzit-o mai mult. Cu mulți ani în urmă, un preot își conducea mașina de-a lungul unui drum de țară, când a trecut pe lângă o fermă foarte frumoasă. El a rămas uimit să vadă condițiile perfecte pe care a știut să și le creeze respectivul fermier în gospodăria lui. Gardurile erau proaspăt vopsite, recolta era bogată, iar casa care se vedea în zare era în mod evident zugrăvită recent. În jurul ei erau grădinițe cu flori, iar aleia până la drumul principal era curată și mărginită de alte straturi de flori, întrerupte din când în când de copaci falnici care se înălțau către cer, creând o imagine de un mare pitoresc. Gazonul din jurul casei era verde și perfect îngrijit. Pe scurt, imaginea îți tăia respirația. Era atât de încântătoare încât părea deprinsă dintr-o vedere. În continuare, preotul s-a uitat în partea opusă a drumului pe care mergea aici, câmpul era perfect arat, iar brazdele se întindeau în linii paralele impecabile până departe. Fermierul nostru se afla pe câmp și ara cu tractorul, îmbrăcat într-o salopetă albastră și părea să se apropie de șosea. Compreotul nu se grăbea în mod deosebit, el a parcat mașina pe marginea drumului și s-a apropiat de gard, Aici a rămas liniștit, bucurându-se de briza ușoară și de căldura soarelui, și admirând frumusețea gospodăriei și capacitatea fermierului de a-și ara câmpul în linii atât de drepte. În timp ce se apropia de șosea, fermierul l-a observat la rândul lui pe preotul care se sprijinea de gardul său. De aceea, el și-a oprit tractorul, a coborât din el și s-a apropiat de gard. Văzând că se apropie de el, preotul i-a zâmbit. I-a făcut semn cu mâna și i-a strigat: Om bun, Dumnezeu te-a binecuvântat cu o gospodărie extrem de frumoasă! Fermierul s-a oprit și a scos din buzunar o batistă mare, cadrilată și s-a șters pe fruntea transpirată cu mâinile sale bătătorite și roșii, fără să spună niciun cuvânt. Și-a scos apoi paiul pe care îl mestega din gură și i-a făcut la rândul lui semn cu mâna preotului. După ce a mai păstrat tăcerea o vreme de câteva clipe, el i-a răspuns preotului cu o voce tărăgânată. E drept, sfinția ta. Dumnezeu m-a binecuvântat cu o fermă foarte frumoasă, dar merita să o fi văzut pe când o avea numai pentru el. Trebuie să înțelegi că imaginile mentale nu sunt altceva decât gânduri, iar mărăția minții constă tocmai în faptul că poate gândi. Altfel spus, ea se poate conecta la gândurile universale, creând cu ajutorul lor orice imagine dorește. Joacă-te timp de câteva minute cu mintea ta și devină conștient de procesul prin care proiectezi pe ecranul ei diferite imagini. E ca și cum te-ai afla într-un cinematograf și ai asista la un film cu singura mențiune – Că tu ești simultan scenaristul, regizorul și producătorul acestuia. Acum câțiva ani am citit o carte minunată intitulată Știința de a te îmbogăți. Autorul acesteia, Wallace Wattles, descrie aici substanța mentală care penetrează și pătrunde spațiile întregului cosmos. Wattles avea perfectă dreptate. Gândurile ocupă întregul spațiu al cosmosului, și tot ce trebuie să facem noi este să ne racordăm la ele și să formăm cu ajutorul lor imagini mentale. Iar acum îți propun să devii conștient de următorul adevăr. Tot ceea ce facem noi este precedat de o imagine mentală. Noi începem întotdeauna prin a gândi, apoi prin a ne forma o imagine mentală, și abia apoi trecem la acțiune. Construirea primului scaun Gândește-te puțin. Cum a fost construit primul scaun care a fost creat vreodată? Știi, oamenii nu au avut dintotdeauna scaune. Cu foarte mulți ani în urmă, când oamenii au început să devină mai civilizați, probabil că unul dintre ei a obosit să tot stea pe jos. Oricine ar fi fost el, probabil că a început să se gândească, creându-și o imagine mentală. Cel mai probabil, el și-a imaginat că stă pe ceva cu picioarele atârnându-i în jos. Și cu spatele sprijinit de altceva. Această imagine trebuie să i se fi părut atrăgătoare, dată fiind poziția mult mai confortabilă în care ar fi putut sta. Cu siguranță, aceasta era mai confortabilă decât cea actuală, în care stătea pe pământ, cu genunchii strânși la piept. Dat fiind că imaginea îi se părea atrăgătoare, omul respectiv trebuie să se fi gândit frecvent la ea, până când în el s-a trezit dorința de a dispune de un asemenea obiect. Această dorință l-a făcut să treacă la fapte. Păstrându-și imaginea mentală, el a început să construiască un obiect exterior care să fie o copie cât mai exactă a imaginii sale mentale după ce a construit obiectul respectiv el s-a așezat pe el și a lăsat picioarele să atârne în jos și s-a sprijinit cu spatele de obiect omul a descoperit astfel că se simte foarte bine el a numit obiectul respectiv scaun cuvântul scaun este un simbol care corespunde unei imagini similare. Ori de câte ori vezi acest simbol sau auzi de el, pe ecranul minții tale este proiectată automat imaginea lui. După construirea acelui prim scaun, alții oameni au continuat să își imagineze scaune din ce în ce mai confortabile: cu pernuțe, pliante. Sau care se leagănă. La un moment dat, un om s-a săturat să stea singur pe scaun și a început să-și imagineze un scaun foarte lung, pe care să stea mai multe persoane. Mai târziu, el a construit acel scaun și l-a numit canapea. Mai trebuie oare să continui? Un alt om s-a săturat să mai doarmă sub cerul liber. Și și-a construit mental imaginea unui acoperiș deasupra capului. Și putem continua astfel la infinit. Așa s-a creat, practic, civilizația, iar omul s-a mutat din peșteră în marile orașe. Umanitatea și-a construit singură lumea în care trăiește la ora actuală. Cristofor Columb și-a imaginat o lume nouă, iar noi, Americanii trăim astăzi în ea. Frații Wright și-au imaginat că pot zbura cu ajutorul unui aparat mecanic și au creat astfel o nouă formă de transport. Samuel Morse și-a imaginat că poate întrerupe fluxul energiei cu ajutorul unor cabluri metalice și a creat astfel telegrafia care folosește codul Morse. Copernic și-a imaginat o multitudine de lumi cosmice, iar la ora actuală, omul a vizitat deja o parte din aceste lumi. De-a lungul anilor, istoria a înregistrat rezultate obținute de marii vizionari ai umanității. Tot ce au realizat vreodată oamenii a fost inițial o simplă imagine creată în mintea unuia dintre ei. În mod similar, noi suntem arhitecții mentali ai propriului nostru destin. Mersul la film. Să luăm un alt exemplu. Faimosul jucător de golf Jack Nicklaus explică într-un interviu faptul că nu își alege niciodată crosa cu care va da următoarea lovitură, până când nu își formează o imagine foarte clară pe ecranul minții sale, referitoare la traiectoria mingii și la căderea acesteia pe pământ, inclusiv la rostogolirea ei pe acesta. Niklaus numește acest proces mersul la film. El și-a perfecționat atât de mult această abilitate încât a reușit să devină faimos în întreaga lume. La această faimă s-a adăugat și o mare avere. Într-un paragraf anterior, îl citam pe Wallace Wattles, care spunea într-o lucrare de-a sa: Există o substanță mentală care penetrează și care umple spațiile întregului cosmos. Această substanță există într-adevăr pretutindeni în jurul nostru, inclusiv în mintea noastră. Tot ce trebuie să faci tu este să devii conștient de acest adevăr și să te racordezi la această substanță. Și asta, chiar în acest moment. Folosește-te de această substanță pentru a forma imagini pe ecranul minții tale vizualizează-te ca fiind deja în posesia sumei de bani de care ai nevoie și care îți poate asigura toate lucrurile pe care le dorești, precum și modul de viață pe care ți-l propui. Prosperitatea personală Toți oamenii dispun de aceleași facultăți mentale pe care le-a avut la vremea lor Copernic, Buddha sau Morse. Și pe care le-am menționat anterior. Poate că te-ai obișnuit cu gândul că oamenii, de calibrul acestora, sunt diferiți de tine sau de omul obișnuit. Doresc să te asigur, însă, că singura diferență între tine și ei, sau între tine și oricine cineva, este doar aparentă. Referindu-se la realizările exterioare. Noi trăim în corpuri fizice diferite și ne folosim facultățile mentale inerente diferit de ceilalți oameni, dar structura noastră de bază este în esență aceeași. Sunt perfect conștient de faptul că există numeroși profesori și profesioniști. Care nu vor fi de acord cu cele spuse de mine, afirmând că acestea sunt numai prostii. Astfel de necredincioși au existat întotdeauna, ei fiind, după părerea mea, niște simpli oameni mărunți și meschini. Toți adevărații mari lideri ai umanității au crezut în cele explicate de mine anterior. Considerându-se egali cu ceilalți oameni mari din trecut sau din prezent. Chiar și Isus le-a spus adepților săi, cu 2000 de ani în urmă, că pot face aceleași lucruri ca și el, ba chiar altele mai mărețe. Dacă nu mă crezi pe mine, crede-l pe el, căci el a rostit cu siguranță adevărul. Oamenii mărunți se vor grăbi, desigur, să spună că Isus se referea la cu totul altceva. Doresc să te asigur, însă, că exact acesta este sensul cuvintelor sale: Omul poate realiza tot ceea ce își imaginează că poate realiza, crezând cu convingere în puterea sa creatoare. Napoleon Hill și-a petrecut aproape o întreagă viață studiind 500 de personalități faimoase ale lumii. Oamenii care au realizat mari averi sau care au făcut mari descoperiri. Esența acestui studiu exhaustiv este conținută în cartea sa. Folosește-ți mintea pentru a te îmbogăți. Mintea umană poate realiza tot ceea ce își poate imagina, crezând cu convingere. Nu foarte mulți oameni sunt de acord cu el, dar cei care sunt transformă automat acest principiu în realitate. De ce nu ai face și tu acest lucru chiar acum? Este suficient în acest scop să îți construiești o imagine mentală a prosperității? Să o proiectezi pe ecranul minții tale, să o cultivi și apoi să privești ce se întâmplă. Nu uita însă să susții ferm această imagine a prosperității, indiferent cât de grea devine situația în care te afli. Cel mai probabil, în viața ta, vor apărea o serie de circumstanțe care aproape că te vor convinge că, în loc să te apropii de țelul propus, tu te vei îndepărta de el. Cheia succesului este în acest caz perseverența. Continuă să susții imaginea mentală a prosperității tale și încearcă să înțelegi că tot ceea ce ți se întâmplă te pregătește practic pentru a primi binele pe care ți l dorești, dar pe care trebuie să îl meriți. Napoleon Hill a dedicat un întreg capitol perseverenței în cartea sa Folosește-ți mintea pentru a te îmbogăți. Iată ce afirmă el în acest capitol. Poate că acest cuvânt, perseverența, nu poate să aibă conotații eroice, dar realitatea este că ea reprezintă pentru caracterul omului ceea ce reprezintă carbonul pentru oțel. În același capitol, Hill afirma că singurul lucru care i-a ajutat pe Thomas Edison și Henry Ford să se distanțeze de restul umanității a fost perseverența. Cei doi oameni măreți și-au construit imagini mentale puternice, și nu au lăsat pe nimeni să îi convingă să și le dizolve. Altfel spus, ei au fost perseverenți. În acest fel, unul dintre ei a adus lumină în această lume, iar celălalt a revoluționat transportul umanității. Pe scurt, cei doi au fost răsplătiți din plin pentru perseverența lor. Într-un capitol anterior am afirmat că banii sunt răsplata pentru un anumit serviciu adus umanității. Edison și Ford au adus un serviciu neprețuit multor milioane de oameni. Iar răsplata pe care au primit-o a fost direct proporțională cu acest serviciu. De aceea, construiește-ți la rândul tău imaginea prosperității personale și cultiv cu perseverență. În acest fel, vei fi ghidat către materializarea acestei imagini și ți se va arăta calea pe care trebuie să mergi. Perseverența conduce întotdeauna la rezultate. Acum câțiva ani am discutat despre capitolul referitor la perseverență din cartea lui Hill cu John Kennery, un prieten și un asociat de al meu. Amândoi eram impresionați de importanța acestei calități umane, absolut indispensabilă pentru a reuși ceea ce îți propui să realizezi către sfârșitul discuției noastre ne-am propus să recitim acest capitol o dată pe lună pentru tot restul zilelor noastre nu am simțit niciodată nevoia să îl întreb pe John dacă acest exercițiu l-a ajutat întrucât știu sigur acest lucru la fel cum m-a ajutat și pe mine de nenumărate ori Există o poveste foarte interesantă referitoare la John Kennery, pe care doresc să ți-o împărtășesc, întrucât ilustrează perfect deopotrivă puterea creării de imagini mentale, cât și cea a perseverenței. Deși eu îl cunoșteam de doi ani pe John și vorbisem de mai multe ori cu el, la vremea respectivă nu eram atât de apropiat de el cum sunt astăzi. Este important să precizez acest lucru aici, întrucât va avea o anumită relevanță în povestea care va urma. Incidentul pe care doresc să ți-l relatez s-a petrecut în anul 1971. La acea vreme locuiam în Chicago și tocmai terminasem o conferință pe care am ținut-o în Edmelton, Alberta. Când v am întors în camera mea de hotel, am găsit un mesaj telefonic prin care eram rugat să-l sun pe John Kennery în Belleville, Ontario, Canada. Am sunat imediat, și după două minute de conversație banală, John mi-a spus că dorește să-mi comunice ceva important, dar ar prefera să nu facă acest lucru la telefon, ci personal. L-am rugat pe John să aștepte puțin, și mi-am consultat agenda. Aceasta s-a dovedit însă extrem de încărcată. Practic, nu aveam niciun minut liber în perioada care urma. În fiecare zi trebuia să țin un seminar sau o conferință într-un alt oraș din America. I-am explicat acest lucru lui John și am spus că, deși mi-ar face mare plăcere să-i fac o vizită, nu știu când voi avea posibilitatea. La insistențele lui John, i-am răspuns. Ascultă, în seara asta plec din Edmonton către Chicago. Avionul va face o escală în Toronto la ora 7 dimineața. Acolo va trebui să trec dintr-un terminal în altul, de unde voi pleca o oră și 50 de minute mai târziu. Am putea vorbi în acest interval de timp, deși nu îți promit că voi avea mintea foarte limpede după o noapte de zbor cu avionul. La rândul lui, John trebuia să se trezească foarte devreme și să vină în aeroportul din Belival, care se afla la aproximativ 200 de kilometri, pentru a mă întâmpina la ora 7 dimineața. Tot ce mi-a spus el a fost, voi fi acolo. A doua zi dimineața m-am întâlnit cu John în cafeneaua aeroportului și l-am ascultat explicându-mi că dorește să facă ceea ce făceam eu. Altfel spus, dorea să țină seminare. Mi-a explicat, de asemenea, că era pregătit să plătească prețul necesar, oricare ar fi fost acela. În timp ce îl ascultam, mi se părea că ascult un refren popular la radio, repetat în mod obsesiv. Practic, la toate seminarele pe care le țin, există un bărbat sau o femeie care dorește să facă ce fac eu. Am auzit această frază în Biloxi, Mississippi, în Bute, Montana, Los Angeles, în New York, în Montreal. În fine, era același vechi refren. La ora actuală mă aflam în Toronto alături de un prieten pe care nu îl cunoșteam foarte bine și care mă întrebam ce trebuie să facă. Prin minte îmi treceau, fără să vreau, imagini legate de toți ceilalți oameni care mi-au spus de-a lungul timpului același lucru, îmi aminteam perfect de nenumăratele mele călătorii și de teama de a vorbi în fața unei mulțimi de oameni al căror interes trebuia să îl trezesc, dar care erau în același timp pregătiți să mă judece, gândind în termenii. Oare tipul acela știe despre ce vorbește? De multe ori, de pildă, în timpul conversațiilor cu agenți-voiajori, nu aveam la dispoziție decât 40 de minute în care trebuia să trezesc interesul și chiar entuziasmul a sute de participanți. Simultan, prin minte, mi-au trecut toți acei ani în care am citit și am studiat, în care am învățat cum trebuie să țin seminare de-a lungul și de-a latul unui întreg continent, și în care nu am făcut altceva. Decât să mă pregătesc de la un seminar la altul pentru a reuși să captez astfel atenția unui grup de oameni pe parcursul unei zile întregi. Pentru a reuși toate aceste lucruri, eu am avut nevoie de 11 ani de muncă asiduă. Cum îi puteam spune, însă, unui om ca John, nu vei reuși niciodată? Mai ales, în condițiile în care esența învățăturii mele era că orice om poate face tot ceea ce își propune. Pe de altă parte, cum îi puteam spune că va reuși, în condițiile în care în lume există atât de puțini oameni capabili să își câștige existența ținând discursuri publice și devenind astfel, în mod inerent, celebrități? De aceea, când John Kennedy a terminat de vorbit, i-am spus ceea ce le-am spus și celorlalți. Da, poți face acest lucru, dar va fi foarte greu. Este foarte important să înțelegi acest lucru, John. Va trebui să studiezi enorm, întrucât nu va fi suficient să știi despre ce dorești să vorbești, ci va trebui să răspunzi inclusiv la o mie și una de întrebări. Care se vor naște în mințile oamenilor ca rezultat a celor spuse de tine. Multe astfel de întrebări vor veni de la profesioniști, doctori în medicină, ingineri și avocați, care își cunosc foarte bine domeniile de specialitate. De aceea, nu numai că va trebui să cunoști aceste răspunsuri, dar va fi necesar să ai și o enormă încredere în tine. În caz contrar, te vei discredita în fața întregii audiențe. Dacă vei păți acest lucru, o dată sau de două ori, va fi suficient pentru a ieși pentru totdeauna din afacere. Mai mult decât atât, nu va fi suficient să studiezi toate aceste idei, ci va trebui inclusiv să le pui în practică. În caz contrar, Discursurilor tale le va lipsi forța convingerii personale, nemai vorbind de faptul că însă și viața ta vă contrazice esența învățăturilor pe care le predai oamenilor. Spre exemplu, este imposibil să le vorbești celorlalți despre sănătate dacă tu însuți ești bolnav. Va trebui să îți dezvolți arta de a vorbi în public, de a-ți controla vocea, etc., etc., pe scurt, John, la fiecare om care reușește în acest domeniu, o mie de oameni eșuează în mod lamentabil. De regulă, când le explic toate aceste lucruri, interlocutorii mei insistă să mă convingă că doresc să meargă mai departe, dar, după aceea, nu mai aud niciodată de ei. Dintr-un anumit punct de vedere, nici John nu a făcut excepție de la această regulă. Cel puțin în sensul că mi-a spus că dorește să continue. În schimb, în toate celelalte privințe a fost o excepție absolută, în sensul că de atunci am tot auzit de el. I-am explicat atunci ce trebuie să citească și cum trebuie să procedeze, iar el a citit și a făcut tot ce i-am spus. John a citit literalmente sute de cărți. De fapt, aș putea spune că le-a devorat. A făcut apoi sinteze pe care le-a înregistrat pe casete audio și a continuat să asculte aceste casete în timp ce mergea cu mașina. A venit cu mine, pe banii lui, de-a lungul și de latul țării, asistând la sute de seminarii de ale mele. A luat notițe pe mii de pagini, pe care apoi le-a studiat cu cea mai mare atenție. În cele din urmă, l-am lăsat pe el să țină discursurile de început și de sfârșit ale seminariilor mele. Treptat, l-am lăsat să țină o parte din seminare. La început, era extrem de speriat. Uneori, era atât de îngrijorat de reacția auditoriului, încât îi se părea că a uitat tot ce a învățat. Iar oamenii din auditoriu pot fi într-adevăr foarte cruzi. În pofida acestor încercări, John a continuat însă să persevereze și asta pe banii lui. Nu trebuie să uiți că în tot acest timp el nu era plătit. John Canary și-a construit o imagine legată de sine făcând exact ceea ce făceam eu. După care nu a mai renunțat niciodată la această imagine. Perseveranța lui a dat în final rezultate. De altfel, această regulă este universală. La ora actuală, John și-a câștigat respectul multora din cele mai mari corporații ale lumii. A vorbit în aproape toate marile orașe de pe continentul nord-american și a ajuns să câștige mai mult într-o singură zi, decât în tot anul în care l-am cunoscut. De aceea, dacă un om care îți dă o carte de vizită cu multe titluri, după numele lui, îți spune că procesul creării de imagini mentale dublat de perseverență nu funcționează. Îți sugerez să îl întrebi pe John Kennery ce părere are. Cu siguranță îți va spune. Știu sigur că poți reuși, întrucât și eu am reușit. Într-o zi de duminică, Filip Necole, un preot din Santa Ana, California, a ținut o predică pe o temă similară. La vremea aceea locuiam în alt oraș, așa că am avut privilegiul să ascult predica respectivă. Necola a spus atunci în predica lui Focalizează-ți mintea asupra unei imagini superioare, nu asupra unei griji inferioare. Știu că acest lucru nu este întotdeauna foarte ușor de făcut, dar cel care reușește să își cultive puterea mentală pentru a-l transpune în practică, obține rezultate de invidiat. De fapt, aceasta este singura calitate de care ai nevoie pentru a reuși. Putere mentală. Construiește-ți chiar acum o imagine mentală și cultivă-ți puterea interioară de a o susține ferm. Cu câțiva ani în urmă, înainte de moartea lui Napoleon Hill, Earl Nightingale a sintetizat și a înregistrat cartea Folosește-ți mintea pentru a te îmbogăți pe o casetă audio. La sfârșitul înregistrării poate fi auzită chiar vocea domnului Hill, care spune Deși le întind acum în mâna prieteniei tuturor celor care mă ascultă de la mare distanță, în spațiu și timp, doresc să-ți reamintesc că nu trebuie să cauți oportunitățile la mare distanță, ci în imediata ta apropiere, chiar în locul în care te afli. Îți reamintesc totodată și cuvintele lui Wattles această substanță mentală penetrează întregul univers. De fapt, atât Hill cât și Wattles afirmă același lucru. De aceea, construiește-ți chiar acum această imagine mentală, pornind de la situația în care te afli. Nu aștepta nici măcar să termin de citit această carte. Construiește-ți acum imaginea mentală și apoi continuă lectura cărții. Astfel încât aceasta să te inspire și să îți întărească această imagine. Nu trebuie să faci niciun efort în această direcție. Tot ce trebuie să faci este să lași imaginea prosperității tale să plutească în centrul conștiinței tale. Ea se află deja acolo. Tu nu trebuie să faci altceva decât să o lași să apară la suprafață. Personal, timp de foarte mulți ani la rând, am fost extrem de conștient de puterea care se manifestă prin noi toți și care ne poate ajuta să realizăm tot ce ne dorim, cu condiția să susținem în mintea noastră imaginea mentală corespunzătoare. Acest mare adevăr în care am crezut în toți acești ani m-a ajutat direct să obțin foarte multe lucruri minunate pe care mi le-am dorit. În plus, am văzut numeroase exemple ale lucrurilor pe care le pot realiza oamenii dacă aplică același principiu. Povestea lui Paul Hostsey Nu am putea încheia acest capitol fără a împărtăși cu tine povestea lui Paul Hostsey. Totul a început atunci când am primit un telefon de la Charlie Beck, vicepreședintele responsabil cu vânzările al diviziei din sud-vest al companiei de asigurări Prudential Insurance Company, cu sediul în Houston, Texas. Acesta m-a invitat să vorbesc la o conferință regională a companiei, ce urma să se țină în Toronto, Canada. Charlie mi-a explicat că firma avea patru divizii regionale, situate în cele patru puncte cardinale ale țării, și că fiecare divizie urma să își trimită participanții la o conferință regională care avea să dureze trei zile. Astfel spus, trebuia să lucrezi în toate cele patru divizii de-a lungul a 12 zile succesive. Deși la vremea respectivă locuiam în Los Angeles, eram de baștină din Toronto. Întreaga mea familie și toți prietenii mei se aflau în acest oraș, așa că ideea mi-a surâs. L-am întrebat imediat pe Charlie cât timp voi avea la dispoziție și acesta mi-a răspuns că voi putea vorbi timp de aproximativ o oră. La vremea respectivă nu învățasem arta de a-mi preda cunoașterea pe înțelesul tuturor într-un interval atât de scurt, așa că i-am explicat lui Charlie acest lucru. De aceea, i-am solicitat să îmi ofere două dimineți întregi din program. Caz în care aș veni cu plăcere la convenția lor. Pentru fiecare dimineață aveam nevoie de două ore și jumătate, când Charlie mi-a explicat că în întreaga istorie de peste 100 de ani a companiei, nimeni nu a vorbit de un interval atât de mare de timp pentru a vorbi nestingerit, accentul lui sudic, tărăgănat, a fost întrerupt de un hohot de râs. Toți directorii executivi ai companiei doreau să ia cuvântul. Așa că nu puteau acorda nimănui un interval de timp atât de mare pentru a vorbi. Am rămas însă ferm pe poziție și am recomandat să le ceară referințe altor doi vicepreședinți ai companiei sale, cu care lucrasem, pentru a-i întreba dacă merita sau nu să îmi acorde acest spațiu un program. Când am închis telefonul, am făcut acest lucru cu un oarecare regret întrucât îmi doream sincer acest angajament. De aceea am rămas oarecum surprins când Charlie m-a sunat înapoi și mi-a spus că cererea mea a fost aprobată. A adăugat că nu știe cum de s-a lăsat convins să facă acest lucru, dar cert este că mi s-au acordat cele două dimineți din program pe care le cerusem. M-am hotărât pe loc să le ofer participanților la convenția o învățătură cu totul specială, care se le poată schimba literalmente viața peste noapte dacă o vor folosi, ca să nu mai vorbim de vânzările lor. Pe scurt, mi-am propus să le vorbesc despre puterea imaginilor mentale sau, mai bine zis, despre arta de a crea astfel de imagini pozitive și despre beneficiile pe care le poate aduce ea. După ce am vorbit despre aceste lucruri în fața participanților, de la una din cele patru divizii, un domn a venit la mine și mi-a spus că este absolut necesar să-mi vorbească. A adăugat că avea o problemă și că era convins că eu dețin soluția la aceasta. Întrucât era impresionat de ideile pe care le-am prezentat în timpul conferinței. La fiecare din aceste convenții participau aproximativ 200 de persoane. De aceea i-am explicat acestui om că toată lumea dorea să vorbească cu mine, dar eu nu aveam timpul fizic necesar pentru a face acest lucru, întrucât eram unul singur. I-am spus de asemenea că trebuia să particip la o altă întrunire și că trebuia să plec imediat dacă doream să ajung la timp. Omul a insistat însă. De aceea am acceptat să ne întâlnim a doua zi dimineața la restaurantul hotelului și să luăm micul dejun împreună. Îmi amintesc și astăzi de întâlnirea cu bărbatul respectiv de parcă a fost ieri. Ne-am așezat pe scaune, chiar lângă ușa restaurantului hotelului Hyatt House, de pe Avent Road. Bărbatul a început imediat să vorbească. Mi-a spus că dorește mai întâi să spună ceva despre el, ca să înțeleg mai bine în ce constă problema sa. Nu dorea să cred că se laudă, dar considera absolut necesar ca eu să cunosc această poveste. A început prin a-mi spune că era un om bun. Îmi dădusem deja seama de acest lucru doar privindul. Intenția îmi confirma că era într-adevăr un om bun. În continuare, mi-a explicat că a lucrat pentru Prudential timp de mai bine de 20 de ani, după care a încheiat spunând Sunt un manager bun. Mi-a spus apoi că avea vânzări excelente, subalterni pe măsură și că era foarte apreciat de personalul executiv al companiei sale. De-abia a terminat de vorbit că pe ușa restaurantului a intrat Charlie Beck și Dick Merler. Vicepreședintele diviziei din Houston a companiei. Cei doi au venit direct la masa noastră. L-au felicitat pe Paul pentru realizările pe care le-a avut în ultimul an. Au mai schimbat câteva vorbe cu noi, după care s-au dus la o altă masă. Paul a reluat imediat conversația, spunându-mi: Te asigur că au fost foarte sinceri atunci când m-au felicitat. L-am crezut imediat mi-am dat seama că nu își face singur complimente, ci recunoaște cu sinceritate onestitatea laudelor primite de la cei doi executivi. În cele din urmă mi-a spus, iar acum doresc să îți explic în ce constă problema mea. Conduc filiala districtuală din Wichita, Kansas, a companiei. Dintre cele peste 500 de filiale pe care le are Prudential, filiala noastră se află pe locul 175. Acest loc nu este deloc rău și nu am de ce să-mi fie rușine. Într-adevăr, nu era deloc rău. Din potrivă, era o poziție rezonabil de bună. Paul a continuat. Problema constă în faptul că știu sigur Că ne putem situa în topul primelor 100 de filiale, dar, din păcate, nu am ajuns în acest top. În fiecare an îmi propun acest obiectiv, dar nu reușesc să-l ating niciodată. Am înțeles, în sfârșit, în ce consta problema lui Paul Hodzey. I-am explicat imediat că greșeala lui constă în faptul că se focaliza exclusiv asupra imaginii graficului cu ierarhia filialelor. Se vizualiza în permanență ca fiind pe locul 175, după care se străduia din răsputeri să ajungă între primele 100 de filiale. Muncea din greu împreună cu subalternii săi, care, așa cum îmi explicase anterior, erau cu toții foarte buni. I-am spus lui Paul că este foarte important să se vizualizeze în topul primelor 100 de filiale, indiferent de graficul vânzărilor. Cu alte cuvinte, că trebuie să se comporte ca și cum s-ar fi aflat deja în acest top. Trebuia să devină în plan mental ceea ce și-a propus să devină în plan fizic. Mai mult decât atât, trebuia să le transmită și subalternilor săi această idee. Subit, mi-am dat seama că în mintea lui Paul se face lumină. Am mai vorbit o vreme, timp în care i-am explicat cât mai bine cum funcționează mintea umană și cât de mare este puterea ei de a atrage realitatea asupra căreia se focalizează prin imagini mentale. Paul mi-a mulțumit pentru timpul pe care i l-am acordat, după care s-a întors în Wichita. După ce divizia regională căreia îi aparține, Paul, a părăsit hotelul, a urmat o alta, iar eu mi-am continuat activitatea. Peste numai o zi sau două am primit un telefon din Wichita, Kansas. În mod evident, când am ridicat receptorul, am auzit la celălalt capăt al firului vocea lui Paul Hussey. Acesta dorea să știe în ce localitate urma să țin seminare, după ce aveam să termin actuala suită de conferințe. I-am răspuns că urmează să țin seminare în sudul statului Illinois. Pentru divizia din vest a companiei Prudential, m-a întrebat atunci dacă poate să mă însoțească timp de două-trei zile. Atunci i-am spus că am stabilit cu Charlie Beck să țin o întreagă serie de seminare pentru divizia de sud-vest și că una din locațiile alese era chiar orașul său, Wichita. Dat fiind că nu puteam ajunge acolo decât peste șase săptămâni, Paul a insistat să mă însoțească mai repede. Am fost de acord și el a zburat cu avionul circa 900 de kilometri pe banii lui, doar pentru a fi alături de mine timp de trei zile. Am parcurs astfel împreună distanța dintre Litfield și Illinois și La Illinois. În timp ce conduceam mașina, am petrecut ore întregi stând de vorbă, după care Paul a asistat la seminarul meu, timp în care a luat o sumedenie de notițe. Seara am petrecut împreună alte ore în care am stat de vorbă. În cele din urmă, Paul s-a întors în Wicita și a început să aplice ideile pe care i le-am transmis. Mai exact, a început să lucreze cu o anumită imagine mentală pe care și-a stabilit-o. Deloc întâmplător, vânzările sale au început să crească imediat. Dintr-un motiv sau altul, superiorii lui l-au mutat, însă, de la conducerea filialei din Wicita. La cea a filialei din Pittsburgh, Kansas, care se afla în poziția 163 în topul vânzărilor. Deși nu i s-a părut corect după toate eforturile pe care le-a depus în cadrul companiei, Paul a acceptat provocarea. Iar, șase luni mai târziu, filiala din Pittsburgh a ajuns pe locul 11 în topul tuturor filialelor companiei Prudential. În fiecare an, compania Prudential acordă o diplomă primelor 52 de filiale din topul vânzărilor, top 10%, recunoscându-le astfel meritele. Filiala din Pittsburgh nu mai primise o astfel de diplomă de 9 ani. La numai șase luni după ce Paul Hotsey a preluat conducerea ei, Filiala nu numai că a ajuns în top 10%, dar a urcat chiar în top 2%. Doi ani mai târziu, filiala a ratat locul întâi la doar câteva procente de cea care s-a clasat pe acesta. La ora actuală, Paul Hotsey este vicepreședintele responsabil cu vânzările al diviziei sud-vestice cu sediul în Houston. Cu siguranță, el a înțeles perfect puterea nelimitată a imaginilor mentale, ferm susținute. La ora actuală, Paul Hodsey le spune tuturor celor care doresc să-l asculte că nu acceptă niciodată ca imaginea din mintea sa să fie influențată de rezultatele actuale ale companiei sale. Din potrivă, el cultivă mental imaginea rezultatelor pe care dorește să le atingă după care acționează de parcă le-ar fi atins deja. Fără nicio îndoială, Paul Huxley este unul dintre cele mai bune exemple de oameni care au înțeles ce înseamnă să îți construiești o imagine mentală a obiectivului pe care dorești să îl atingi. Iar apoi, să trece la transpunerea ei de fapt. Paul a devenit un adept eminent al științei minții iar astăzi sunt fericit să îl număr printre prietenii mei cei mai buni și tu poți face tot ce a făcut Paul Hotsey în toți acești ani iar acum decizia de a face ceea ce ți-am recomandat deja în această carte îți aparține începe din locul în care te afli și construiește-ți imaginea celui care dorești să devii apoi activează ca și cum ți-ai fi atins deja obiectivul. Altfel spus, acționează ca omul care dorești să devii, nu ca cel care ești. După cum scria atât de inspirat filozoful german Goethe, înainte de a putea face ceva, trebuie să devii acel ceva. După terminarea acestui capitol, lasă cartea deoparte și relaxează-te. Lasă-ți conștiința să umple cu energie creatoare, iar apoi, modelează-o creând o nouă imagine legată de sine. Vizualizează-te într-o etapă mult mai abundentă a vieții tale, în care te afli deja în posesia tuturor lucrurilor pe care ți le-ai dorit vreodată. Devin o extrem de conștientă de adevărul potrivit căruia ești alcătuit. Și ești înconjurat de substanța originală în care sunt create toate imaginile. Nu te limita să citești în continuare această carte fără a transpune în fapt sugestiile pe care ți le-am făcut până acum. În introducerea acestei cărți și în primul capitol am insistat în mod repetat asupra faptului că simpla lectură sau memorarea acestor principii. Nu te va ajuta cu nimic să reușești în viață. Singurul secret al succesului este înțelegerea și aplicarea cu înțelepciunea acestora. Acestea sunt cheile care descuie poarta ce poate duce către o viață trăită în abundență. Știu că este foarte tentant să treci rapid de la o pagină la alta, spunându-ți în sinea ta: știam aceste lucruri. Sau am învățat deja aceste lucruri. Doresc să îți reamintesc, însă, că simpla învățare pe de rost sau repetarea acestor principii nu te va ajuta cu nimic. Dacă în viața ta nu vor apărea schimbările benefice pe care ți le dorești, înseamnă că nu ai înțeles cu adevărat maniera de aplicare corectă a acestor idei, oricât de mult le-ai repeta. De aceea, Făți chiar acum timp pentru a ți construi o nouă imagine mentală legată de sine și imaginează-ți că ești deja un om foarte prosper. Notează-ți pe scurt această imagine pe un bilețel. Apoi ia-o cu tine oriunde te duce și recitește-l din când în când până când imaginea creată de tine va ajunge să îți umple în totalitate mintea, conștiința. Începe această notă scrisă cu afirmația: Sunt extrem de fericit. Consider că deja am sau sunt următoarele. Iar aici ai loc liber de a scrie tot ceea ce îți dorești, ceea ce îți imaginezi, ceea ce ai vrea să ai, ceea ce ai vrea să fii. Scrie, scrie și ar scrie. Fii bun cu tine însuți. Ofere-ți tot ce are viața mai bun de oferi. Reține, calitatea nu este niciodată scumpă. Ea este neprețuită.